Cel mai amplu eveniment destinat promovării artei populare românești va începe mâine la Grădina Botanică din Chișinău. În premieră, 10 de artiști populari din România își vor expune creațiile la Chișinău alături de meșteșugarii basarabeni. Pe scenă vor urca și nume mari ale muzicii românești, printre care Loredana Groza, Mioara Velicu, Nicolae Forduiancu, Tonicăresele, Moațele din Câmpeni, precum și artiști cunoscuți din Republica Moldova. Evenimentul deschide programul aniversal Ciprian Porubescu, inițiat și finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. Festivalul se va desfășura în perioada 12-14 mai. Oamenii vor putea interacționa cu meșterii, oamenii vor putea să pună mâna și să lucreze la oala de, la roata de olărit, la războiul de țesut, vor putea să experimenteze pictatul pe lemn, sculptatul, pictatul pe sticlă, încondeiatul ouălor. De asemenea, vom îmbina tradițiile și obiceiurile străvechi cu tehnologia modernă. Vom avea tehnologie VR prin care oamenii vor putea să viziteze virtual locuri din România.